al județului Bacău, inițiat domnul primar Cioroabă Gheorghe, un proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din comunitățile de ființări, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiatorul domnul primar Cioroabă Gheorghe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Horgeș, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021-2012, acolo trebuie modificat. Apoi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020, inițiator domnul primar Cioroabă Gheorghe. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020 pentru utilizatorii case, și domnul primar este inițiator. Punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficientului de ierarhizare și a salariului de bază brut aferent funcției contractuale de execuție de șef SBSU, Comuna Horgești, inițiator domnul primar Cioroabă Gheorghe. Și ultimul punct 7, întrebări și interpelări. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru? O singură cuvinte. M-am gândit înainte de ceva ședințe să facem un moment de reculegere în memoria părintelui Părneștean, Părneu Tatăl de Cetatul Părneu. Ok. Mulțumesc, putem să trecem la să reluăm. Cine este pentru ordinea de zi? Împreună cu suplimentarea? Nu. După ce ai pune. Da, dar împotriva abținerea. Împotriva abținerea, nu. Propunerea de a suplimenta ordinea de zi cu... Domnul primar vine cu propunere de... Hotărâre de rectificare cu cetate. Suplimentarea a ordinei zi, și anume proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului și a listei de investiții la data de 30.12.2019. Să înțeleg că au mai venit niște bani și o să-i folosim cum trebuie, zic. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Împotriva abținerii nu avem, da? O să începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare a județului Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul. Da. Prea multe n-o să vă spun, ați avut în față expunerea de motive, raportul compartimentului, cât și strategia de dezvoltare a serviciului de salubritate pentru următoarea perioadă. În mare, sunt lucruri pe care le știm, dar sunt și lucruri pe care dumneavoastră, dacă le-ați sesizat, e bine să le discutăm și să putem să aprobăm prezentul proiect de hotărâre. Avizul comisiilor? Noi nu prea am reușit să ne întâlnim, mai am discutat așa cu domnul Călema, la abidie, ce fără la abidie, punctul nostru de abidie. Având în vedere că a fost numai mai mulți zile nelucrătoare în perioada asta. Ok. A fost pentru ridic, nu avem de... Juridic nu este. L-am urmărit cei care nu mai este. Cine mai este? Ne-a Gheorghe la juridic. Fiecare spune părerea. Da. O să era cuvânt. Pe baza proiectului numărul 1. Altcineva? Dar o să... Nu știu ce o să am spus mai trebuie de tot. E o simplă remarcă, trebuie să fac. S-a mai aprobat mai multe tipuri de strategii de-a lungul acestor 3 ani de zile. Mult scriptic, dar mult prea puțin faptic. Din tot ce materialul ăsta, cred că ar fi fost ok, o concret, cu ce se va îmbunătăți pentru Horgeș, care sunt strict pentru satul Horgeș, îmbunătățirile, pentru că pe noi asta ne interesează. Așa, la generic sună foarte bine, dar de fapt, dacă ieșim și vedem ce se întâmplă exact la modul de cum se colectează și ce se întâmplă, știm cu toții situația de teren. Vrem să nu rămânim doar cu aprobatul la genul acesta de proiect. Da. Întrebare pentru domnul primar. Strategia asta când și-a început ea, practic, să zicem, a
aplicare ei. Păi normal, ar trebui să se aplice de aici încolo. Deși am observat ceva din 2018, dintre practic în aplicare. Eu aici văd la pagina 19 principiul ăsta plătește pentru cât arunci, care se va aplica în cazul adis Bacău în două etape. Prima etapă la nivel de UAT și concret aici ce aveți în vedere să implementați de aici. Și a doua etapă este la nivel de utilizator casnic și non-casnic din taxe diferențiate aplicate în funcție de frecvență sau volum. La fel și aici, dacă puteți să-mi dați niște rămâriți, domnule. Da, este vorba de, deci plătește cât arunci, ordonanța care practic își are la ora actuală este în derulare și plătește, nu se mai plătește la persoană, se plătește la cantitatea pe care o depozităm la EPOS-ul, la groapa de bună. Iar a doua, referitor la stabilirea taxei de salubritate, în momentul când vom avea toate cele necesare, dotate populația cu toate cele necesare pentru până desfășurarea acestui serviciu, putem discuta și de plata diferențiată asupra colectării acestor taxe de salubritate. Păi bun, la punctul A, în prima etapă, la nivel de UAT, trebuie să găsim și soluții ca să scădem taxa asta, adică să aruncăm cum ar trebui să aruncăm. Știți problemele, da, cu camioane pline, cu crenci, cu... Ar trebui aici, da, dacă noi aici punctual punem la... punem... cum trebuie la punct, cum s-ar spune, ar însemna că primăria ar putea să facă și niște economii. La asta am vrut să mă refer. Fără discuții. Fără discuții. Deci, clar, tomberoane de la fiecare poartă trebuie să ajungă cât mai repede din omul primar, ca să putem să fie eficientă. Să fie eficientă, da. Cam atât. Se mai scrie cineva la cuvânt? Să puneți pe aprobare. Se propune spre aprobare punctul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, cine? Trecem la punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Domnul primar, vă rog, aveți cuvântul. Da. Este vorba de aprobarea cuantului contribuției pentru economia circulară, pentru deșeuri municipale și deșeuri din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare în anul 2020, în cuantum de 80.000 de lei. Dacă până acum la EPOSUD 80 de lei per tonă. La momentul actual, până în 31.12.2019, plăteam undeva la 25-30 de lei per tonă. Începând cu anul, se schimbă cuantumul respectiv la modul de depozitare numai acestor deșeuri din construcții și desfințări de destinate. Deci, în mare, este vorba de moluți și toate lucrurile astea care ar trebui să anunțăm în momentul când se face, când se aduce în ospitul la bombă, da? În momentul când nu mai aruncăm, dacă desfințăm vreo clădire sau facem modificări, anunțăm cei de la Soma pentru colectarea acestor bunuri separat și vor fi plătite cu alt cuantum decât celelalte. Deci să nu mai intri la menajer, să intri la materiale de construcție, practic. Despre asta este vorba în prezentul. Deci, ar trebui una să plătești 150 sau fără TVA la menajer și una să plătești 80 lei fără TVA la
muluzuri, cum se hai să spunem, de adeptul, deșeuri din construcții, cu condiția, încă o dată să revin, ca cetățenii Comunei Hotești, care fac desfințări de construcții sau modificări de construcții și care generează deșeuri din construcții, să anunțe conducerea UAT-ului pentru a solicita de la suma Bacău, cel care avem cu colectare și transport, să avem posibilitatea să le luăm separat, ca să putem plăti separat. Tot la timpul îi vom băga în menajer, aici revin și eu la discuția pe care o problema pe care a orientat-o domnul Cuvescu, într-adevăr, atâta timp nu vrem să punem pen și punem toate minunile în tomberoanele astea, vă dați seama că nu avem cum să plătim diferențiat. E vorba de plată diferențiată, dar condiția este ca cetățenii Comunii Hurgești și noi împreună cu ei să verificăm toate chestiile astea pentru a putea depozita diferențiat și transporta colectat diferențiat aceste deșeuri. Mulțumesc! Da, o să vă rog, mulțumim, domnule primar, o să vă rog să vă dați avizul comisiilor. Da. Vă scrie la cuvânt? Cineva? Domnul, vreau să vă spun. Concret, domnul primar, un cetățean al Comunei Hurgești vrea să facă o renovare, da? Da. Adună cantitatea asta de moroz, cere iese de acolo din... Și cum procedează? Contactează primăria? Trebuie cum am contactat, noi sperăm cu data de 6, nu avem o... Cu data de 6, 6 de 6. Avem concursul pentru angajarea unei persoane care se va ocupa din partea asta de salubritate, va fi contactat angajatul nostru, vom lua legătura cu cei de la SOMA pentru a putea lua separat, încă o dată, diferențiat, nu mai punem moluzul în menajer. Că sunt la ora asta, punem cel de fel din... Se înțelește exact? Putem? Asta, da. Procedura asta, deci o 80 de lei tone, da? Cine plătește? Plătește primăria sau persoana de la care se ridică? Nu, persoana își plătește, practic, zic eu, taxa de salubritate. Nu o să fie acum, bănuiesc eu, zic eu, nu o să fie acum chiar tonii de moluz, nu dărăm în toate localitatea. Dărăm o casă și tonii. Da, asta e o chestie, da, e sensizare foarte, foarte binevenită. El acum pare ca și cum ar fi un serviciu diferențiat de restul serviciului. Practic el se separă oarecum de... Da, facturarea... Nu renovează toată lumea și la o cantitate, la o... Nu se adună câteva tone din... Da, facturarea va veni pe oate. Logic, în momentul când vom solicita, vor veni pentru oate. Da. Stabilită, să vedem o anumită cantitate și... Fiecare s-a... Da, acum e cineva care se înscrie la cuvânt? Da, spune domnul. Eu sunt? Da? Nu, mai e nimeni. Am venit așa direct de vot. Înseamnă că sunt o valoare. Asta nu contactă. Domnul președinte, vreau să spun, în primul rând, că am citit și am recitit tot ce spune în raportul de compartiment. Concret, la punctul de astăzi, ce aveți de spus? V-ați cerut cuvântul pentru proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Ce punem spre aprobare cu numărul 2? Cine este pentru? Mă abțin. Împotrivă?
Trecem la punctul numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Hojeș, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Da, știți despre ce e vorba? Noi am făcut adresa, am discutat în ședința ordinară din 10-12, ne-am trimis un raport către inspectoratul școlar județean Bacău, la care am primit avizul conform pentru buna desfășurare a activității a organizării rețelei școlare la unitățile din învățământ din cadrul comunei noastre. Aveți și avizul, ați primit avizul de la conform de la inspectoratul școlar. Avem și structura, practic, dacă aveți ceva de școala gimnazială Hojeș, normală Hojeș, tău și gimnazială nu apare grădinița, două grădinițe nu apare, nu? Da. Cam asta ar fi. Da, mulțumim, domnul primar, avizile comisiilor. La fel și la învățământ cu, și o să venim cu un amendament. Da. S-a stricurat o greșeală și trebuie să o modificăm dacă acum. E, cum să nu. Că altfel se va aproba greșit. Și anume, la punctul numărul 2, rețeaua școlară pentru anul școlar 2020-2021 este formată la Hojeș, din școala gimnazială Hojeș. Școala cu program normal Hojeș, acolo este greșit, corect este grădinița cu, da, cu program, da, normal Hojeș. Da. Trebuie să venim cu cerința asta să modificăm. Da, da, da. Și celelalte două nu sunt corecte. Nu este modificare care s-a anunț. Deocamdată, domnul președinte, nu a vorbit, tot ce-i foarte bine. Foarte bine, păi dacă vedea în urmine, mă? Ce se scrie la cuvânt? Mai întreb încă la ce se scrie la cuvânt, la punctul numărul 3, privind rețeaua școlară. Nimic. Păi, lucrezi, aveți cuvântul. Nu pot, deocamdată, pentru că am dreptul. Nu mai vorbesc eu pe tema. Eu m-am întâmpinat o problemă și am trecut, știți foarte bine că mi-a pus întrebarea de ce nu apar și structurile grădința GPN Regea și Răcătău. Știți că atunci s-a sunat pe la inspectorat, s-a discutat, s-a pus problema asta, nu e nicio greșeală, ele sunt arondate școlii gimnaziale Răcătău și școlii gimnaziale Paul Angherecea. Asta înseamnă că nu există nicio problemă din partea inspectoratului școlar. Ele există ca și areuri. Văd că domnii directori au venit cu fundamentare. Atât din câte observ, atât de școala gimnazială Hojeș, cât și școala gimnazială Răcătău întrunesc condițiile pentru a fi PJ-ul și în anul școlar următor, prin faptul că legea 1 spune clar că dacă au minim 300 de elevi pot funcționa ca și personalități juridice, ori și la școala gimnazială Răcătău și la școala gimnazială Hojeș sunt îndeplinite aceste condiții. Elevi înseamnă atât și preșcolarii, cât și până la ciclul gimnazial. Drept pentru care eu voi vota pentru această lege școlară. La ce ori? Bine. Domnul Chiesu, vreți să ne mai spuneți ceva? Citiți, să vă rog frumos, la ambele numărul de elevi, da, care sunt aprobați pentru... Da. Pentru... Școala gimnazială Hojești are pentru anul școlar 2020-2021 468 de elevi, iar școala Răcătău are 309. Faceți total locul jos.
repetau prima dată proces și după aia repetau. O să vedeți. Probabil s-a făcut este o diferență, dar nu, dar o, să, o să-i coste pe ei, pentru că... Ei cred că s-au făcut totală. Puterea de contru nu e asta așa ceva. Deci, da, școala gimnazială Gorgie spune clar, 468 per total, eu merg și au ei per total. Ia vedeți, ia adunați acolo ce spune inspectorul. Cât are pe inspector? Nu le găsesc. Pe inspectorat nu spune. Inspectoratul spune că doar și-a dat, și-a dat aprobarea consilierului de plan școlarizare pentru cele două școli. Ba nu, și spune, nu undeva, undeva în raportul lor se menționează și numărul de elevi care au fost anul trecut și care s-au luat. Probabil că în raportul domnilor directori, nu ai... Domnilor directori, am zis. Da. În fundamentarea lor. Da. Ia citiți acolo. La, da. La cine îi doriți? Păi și și. Dacă-ți mai puțin, îi pune să facă. Păi cum se vine curtea de conturi. E profesor, îi spune că e o diferență mare. Că la Morgie este diferență mare. Ia urmăriți-o. Nu-i nimic, nu se muncească. Pare rău că nu mă găsesc. Nu știu unde ați găsit dumneavoastră greșeala, eu nu văd nicio greșeală. Da, asta era... Unde ați găsizat-o? E poate că trie roșu și trie sânta. Mai, nicio șansă, spuneam. La stile de putut. Da, într-o parte cred că cu 24 de elevi la Gorgie și într-o parte cu 1, domnul. Așa, ora, opa, domnul primar este foarte inteligent. Da, e mare lucru, mamă. Ați văzut? Da, vreți să spuneți că la arătă. Haideți să le rezolvăm, să nu meargă așa. Dumneavoastră, să spuneți că la arătă sunt 308 și... O fost 308 și acum sunt 309. Și o să vă explic eu de ce. Așa. Pentru că eu știu despre ce este vorba. Este exact vorba despre copilul care este în clasă la mine, nu-i dau numele. Și nu-i dau numele? Păi nu pot să-i dau numele copilului în ședință, pentru că nu are rost. Dacă vă interesează lucrul ăsta, puteți să mergeți la inspectorat. Deci acel de al copilul ăsta care apare de la al 309-lea este copil venit din Italia, este înscris la noi în școală, el nu figurează în SIR pentru că nu-i sunt echivalate studiile din Italia, adică el va fi dat la, la Răcătău într-o clasă, dar încă nu știm la ce clasă va fi. Nu era normal să fie trecut? Ba, este normal să fie trecut pentru că părintele și-a depus cerere de înscriere a copilului în unitatea noastră școlară. Pe baza cererii copilului, copilul are dreptul la a învăța. Domnul, am o întrebare. Dacă erau 308 la fel ca anul trecut și acum sunt 309, nu funcționa pe eu? Eu aș vrea să fie 319, dar uite că mai insistați. La Hogeș vedeți diferența. Eu la Hogeș, chiar situația Hogeșului nu știu. Nu, nu, e diferență de 24 de copii. Dacă aveți din Consiliul de Administrație... Eu nu-i găsesc, chipurile. Am un dosar atât de încărcat aici. Dacă aveți din Consiliul de Administrație... Da, domnule, mă citesc, domnul, îmi dați voie și mă ajut, îmi dați voie. Chiar te rog, chiar te rog. Comparativ cu anul școlar 2019-2020, se constată o ușoară creștere a cifrei de școlarizare de la 444 la 468. Păstrând același număr de grupe și clase, 23. Această creștere este datorată întoarcerii și motivează domnul director. Această creștere este datorată întoarcerii din străinătate a familiilor din satul Țocuturi, comuna Hurgești. Punct. Știam și noi, fără să se sesizeze domnul director. Deci eu nu, de fapt, mi-am permis prea mult, cum să spune. N-am citit tot. N-am citit tot. N-am citit și mult. Domnul primar, să știți o chestie foarte, foarte clară. Eu citesc tot ce... Foarte bine, da. Bă, și cu ce vă afectează numărul de anul trecut? Va fi afectat ceea ce face acest raport. Deci, în momentul în care Curtea de Conturi vine, face niște verificări, diferența care este cu plus, va fi scoasă din... și va plăti ce nu greșit. Da. Dar ce legătură are numărul de copii? Cu rețeaua școlară, cu curtea de conturi, nu înțeleg. Să lămuriți și situația asta. Deci, domnul Crețu spune că cheltuielile sunt pe elev la ora actuală. Da. În momentul de față,
Noi avem un program. Știți foarte bine, domnul Bunaru, nu mă intrați în polemică și cu domnul Crețu. Știți foarte bine că există un program. Există la nivel de unități școlare din România un program SIR, care este pentru tot ce înseamnă PJ. Acești copii, acești elevi, să apară în baza de date absolut la nivel național, nu se poate face niciun fel de, să zicem, dăm pe la spate un copil, îl mai punem, că nu sunt cartofi, așa, deci nu se poate face. Copilul ăsta de la noi este clar că va fi în sistemul de școlii gimnaziale Răcătău. În momentul de față așteptăm niște aprobări, niște echivalente documente nu se fac de o zi pe alta, durează ceva timp. Însă, copilul este înscris în catalog, nu e nicio problemă. Deci, cum dați cu de noi copii, gata că... Da. Trecem să supunem la vot amendamentul și anume corectarea de la punctul numărul 2. Nu școală cu program normal Hodgeș, ci grădiniță cu program normal Hodgeș, că așa este corect. Da. Cine este pentru? Potriva, abțineri? E vorba de anexa, domnul președinte, de greșit. Vorba de anexa la... Da, acolo e greșit. Punctul numărul 2 de la anexa. Da. Forma amendată. Propunem spre aprobare în forma amendată. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Abțineri. Să știți, domnul Crețu, că la amendament ați votat pentru. Să vă iau ca... Nu de pierd tot. Că nu s-a auzit. La vot, la proiect de hotărâre. Da? Da, trecem la punctul numărul 4, punctul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020. Domnul primar, vă rog. Da. Referitor la impozite și taxele locale, mari modificări nu sunt. Modificările sunt referitor la, o să vedeți diferențe față de anul trecut în tabloul primit. E vorba la aplicarea indicelui de rate de inflație de 4,6%. Obligatoriu toate impozitele vor fi indexate cu aceasta, iar referitor la taxa de salubritate, conform planului, mergem ultima noastră la planul de evoluție a taxei de salubritate. Vă să găsiți acolo, taxa de salubritate este de 72 de lei, 7,54 de lei pe lună pe persoană fizică și 15,94 de lei pe lună salariat persoană juridică. După avem și următorul... Mai spuneți o dată suma. Dar n-ați avut în tabel, domnul? Sau n-ați citit în tabel? Nu, vreau să mai rugăm. Mai revin o dată. Deci 7,54 de lei pe lună pe persoană fizică și 15,94 de lei pe lună pe salariat persoană juridică. Vreau să spun dinainte de a mă întreb pe domnul Crețu, faptul că legat cu acest proiect de impozite și taxe am venit cu propunerea cu un proiect de hotărâre referitor la subvenționarea acestui taxe speciale de salubritate, pe care o să discutăm în momentul respectiv. Dar în prima fază, conform planului anual de taxe respective, atât va fi pe total taxa pe persoană fizică. Acestea sunt modificările. Deci, nu rest, din punctul de vedere al OATU-ului, nu am venit decât conform legii cu modificarea tuturor impozitorilor și taxelor cu indicele de inflație de 4,6. Mulțumesc. Avizul comisiilor, vă rog. Să scrie la cuvânt. Cineva, se mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Demontar, zic. Da.
acum așa ședința din 10 decembrie, acest proiect prin lege este obligat să fie dezbatere publică, să se aibă ceva pentru că 3 luni de zile, cum s-a întâmplat. În urmărit zilele peste o ședință de Consiliul Local din altă comună, s-a pus în discuție această obligativitate de la Consiliul Local de a aproba indexarea impozitului taxului cu această rată a inflației de 4,6%. Și s-a afirmat la acel Consiliu Local că, practic, dacă legea te obligă, de ce nu, de ce suntem noi? De ce mai e nevoie de votul nostru? E, atunci s-a adus în discuția un aliniat și domnul primar, domnul secretar, că să vreau să mă lămâniți în această privință. S-a introdus prin nou G114 din anul trecut la articolul 491 din Codul Fiscal, aliniatul 3, care prevede că dacă nu aprob taxele și impozitele locale cu minim 3 zile lucrătoare înainte de 9 ani, obligatoriu cu compartimentul de specialitate va încasa de la cetățeni taxele și impozitele locale la nivelul cel mai ridicat din tabelă. O să vă rog să mă lămuriți în privința acestui aspect, pentru că noi suntem, am depășit acest termen de 3 zile de lucrătoare înainte de 9 ani. Dacă poate să vină și domnul... Da, Bucan, acum, pe ea să vrem. Pleacă. 41 din 114. Articolul 491, aliniatul 3. Introdus pe nou G114. Pentru că asta l-a afirmat persoana responsabilă de la compartimentul contabilitate din acea comună, că dacă voi, Consiliul Local, nu aprobați, erau la mijlocul decembrie, noi vom fi obligați de la, după 1 ianuarie să încasăm de la cetățenii impozitele la nivelul cel mai ridicat, la nivelul maxim din Italia. Asta înseamnă că noi vom scumpi, dar vom scumpi noi. Se vor majora din oficiul de start, dar toate taxele și impozitele locale din Comuna Putești. Noi mai aprobăm degeaba astăzi, dacă s-a aprobat. Deci noi astăzi nu mai are rost aprobarea acestui proiect. Deci, cam asta transmite acest alinea. Aia s-a transmite. Bun. O să chemă pe domnul Romică, dar n-am fost atent că am plecat. Ce zice dumneavoastră? Asta ultima. Să fim foarte clar cu ceea ce se întâmplă pe lângă noi. E clar că ne vorba. Puteți să vă supărați pe mine, pe subședian, dar aici ăsta vrea neapărat să ne ia bani. Nu știu cum să facă, dar vorba. Eu zic, după părerea mea, am fost în Sant-Martramen de Anjou, aici am un om care a fost cu mine, Dumnezeu să iei sănătate, și am văzut ce pași mari, ziua. Poate mici la început, dar mari, au ajuns la pași mari, în a face ceva cu aceste reziduri. Până la urmă sunt reziduri care sunt normal să le facem ceva, să le prelucrăm, să le... Noi trebuie să începem din pe acolo să ne gândim. Avem unde să ne ducem cu o masă mare de reziduri de astea undeva pe lângă comuna Horgești. Și să atragem și alte comuni. Părerea mea este că trebuie să începem. Am făcut Găinceana, nimeni nu spune de Găinceana. Mai rău cum spune. Putem să facem și noi. Bun. Dar Găinceana nu a făcut singur. Asta vreau să spun. Da, au făcut. M-am informat, domnul. Au un depozit care îl duce după aia. Bine, costuri. Dar au un depozit. Noi nu avem nimic. Asta sunt niște costuri suplimentare pentru dumneavoastră. Sunt deci, de acord cu dumneavoastră. Deci transportul, plătesc și transportul. Haideți să nu încercăm. Noi știm, nu, dar eu știu ce e la Găinceana. Așa, bun. Haideți să luăm pe exemplu, Piculeța. Da. Și să încercăm și noi. Să facem primit. Domnul Creț, am o sigură întrebare. Noi discutăm și taxe. Impozite și taxe acum. N-am ajuns la taxa. Am târziu asezi, dar domnul Creț. N-am ajuns la Nu, am observat, dar am zis că poate ajunge la ceva cu taxa. Păi, am zis ajunge la taxa, așa am zis eu. Dar este, cred că este o idee bună. Da, discutăm în momentul următorul proiect.
Nu știu chiar la pocăcel. Nu, noi taxi, taxi și mă gândeam că veniți cu o taxă legată de s-a cumpărat. De asta v-am ascultat. Domnul Dămoș, dorește... Da, domnul Dămoș, dacă ne-a ajutat domnul Dămoș. Domnul Munteanu, domnul Dămoș vă solicită un răspuns la un articol de lege. Vă rog să-i dați răspunsul. Articolul 491, aliniatul 3. Nu, poate încă nu chiar nu. Da, sunt cu spinete. Aici, aici. Aici. Aliniatul 3? Păi nu există, adică două. E introdus anul trecut, în 1914, în 98 decembrie. Ultima variantă, nu mai e? Intr-o dată, notează și du-te și... Să-l citească deci, ziceți, articolul... Dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bunice electoral, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărui taxe locale care constă într-o anumită sumă de bani, care determină aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de specialitate, compartimentul de resort din aparatul de specialitate primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod. Dar scrie acolo când nu mai este voie totuși să mai aprobi impozitele taxele pentru anul următor. Una, o întrebare. Și a doua întrebare. Când se expiră, nu numai un pic. Când se expiră, când încheie exercițiul bugetar? 31 când se încheie exercițiul bugetar? Cu ocazia adoptării noului buget. Da. Nu. Deci, cu ocazia adoptării... Eu v-am spus, am văzut... Și s-o discutat la altă comună, am înțeles. Dar exercițiul bugetar se încheie cu ocazia adoptării noului buget. Este chiar articol special. De asta am cerut practic. Bun. Și până atunci, dacă nu se adoptă până atunci, în ianuarie, februarie, dacă noi ne adoptăm acum, în ianuarie, februarie, dacă eu vin să plătesc impozit și taxe, îmi ia la nivelul anului care a fost. Anului precedent. Dar după ce se adoptă noile impozite, se adoptă noile impozite și taxe, îmi ia, îmi face recalculare și mai gata. Cel puțin așa înțeleg eu. Acum teoretic ar fi bine să se aprobie, să nu se adopte cât de dau și plătit la nivelul de anul trecut. Nu, nu, nu. Eu nu. Dar asta nu înseamnă că nu mai avem voie să mai adoptăm o hotărâre prin care să aprobăm noile impozite și taxe pentru anul următor. Eu nu am spus că nu avem voie, am spus că nu cumva să aprobăm degeaba și aparatul de specialitate să fie obligat. Păi înseamnă că nu mai avem voie. Păi bine, păi nu toate taxele și impozitele sunt încadrate în acele, sunt și taxe fixe, care acolo zice că nu intervine acest... Care sunt taxele? Păi, în momentul în care se aprobă... La misiunile telefonului decizional. Da, taxele, impozitele și taxele se actualizează cu rata inflației în mod obligatoriu. Asta este una. Și Consiliul Local are marja aia minim și maxim din codul fiscal. Exact, care are voie să joace. Că de pe minim, pe mediu, pe maxim. Alegem acea variantă. Minim sau max, sau unde ne încadrăm. Iar legea din stat îți prevede această rată a inflației. Asta e separat. Rata inflației este separat. Și încă ceva vreau să înțeleg pe domnul Munteanu, dacă mai este. Da, da. Vreau să ne prezentați dacă la zi, cât s-a încasat la salubritate, câte persoane avem declarate, cât ar fi trebuit să încasăm în anul 2018 și cât s-a încasat efectiv. Poți să vă aduc situația din lucru. Nu. Asta e la buget. Nu e la buget, că noi după asta aprobăm din nou subvenționarea și trebuie să știm, să vedem cât s-a încasat, poate e nevoie să mai suplimentăm la subvenționare. Din tine. Dar oricum, eu personal nu sunt lămurit în ceea ce privește acest articol și chiar o să fac o notificare la anumite prefectură sau trebuie ca să fiu lămurit cu... Mai ales pentru că toate comunele au aprobat acest proiect și l-au pus în dezbatere publică. La noi nu. La noi totul se lasă pe ultima 100 de metri și totul se face pe fugă. Acum cu dezbaterea asta publică este o problemă. Domnul prefect, degeaba. Eu nu vreau ca... Am zis că astăzi se întâmplă. Dar nu, că nu-i polemică. Dar nu a zis-o părău. Nu este polemică, doamne ferește. Dar dezbaterea publică înseamnă să-l pui pe site proiectul de... Nu doar asta. Sau să-l afișez la Marta sau să faci adunări, dacă să vin oamenii. Să, dacă noi n-am înțeles și nu prea înțelegem că le avem aici hârtiri și le citim, cam ce prevede articolul ăla, nu înțeleg eu care cetățean din sat
chiar ar veni să vină cu explicații clare privind rata inflației, privind... Tocmai de asta ne dorim îmbunătățiri, domnul Mitic. Ne dorim ca cetățenii în timp să fie interesați de ceea ce se întâmplă în posibilul... Da, de acord. Nu, n-am zis că nu trebuie. Da, dar nu chiar este o condiție neapărat de... De respectat. Nu, trebuie respectat. Oricum, asta cu nou, pe bugetul s-a aprobat și în martie, adică mi se pare... Păi nu, nu, și acum... De vedere, anul bugetar se încheie la 13 decembrie, pentru că banii care rămân, pur și simplu, nu, asta nu înseamnă că sunt un excedent, dacă nu se încheie, nu se încheie de anul, nu? Deci, pentru că vine rectificarea și 212.000 se duc în... Se duc în excedent, da? În excedent. Deci, excepțiul bugetar se închide la 31 decembrie, ceea ce înseamnă că vom intra sub incidența acestui articol și acestui an. Da. Nu mai e zis. Domnul Calovai, dacă v-ați satisfăcut răspunsul domnilor, mai sunt înscrieri la concurs, mai... Dacă nu, propuneți spre aprobare, că el e aprobat, nu putem să lăsăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Trecem la punctul numărul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenționării taxei speciale de salubrizare aferent anului 2020 pentru utilizatorii care. Domnul primar, vă rog. Da, ce era discuția unui vrea domnul Petru să spună cum de vedere. Ai răspunsul de la domnul Petru? Nu, nu. Deci proiectul de hotărâre este legat cu cel anterior, așa cum am spus. Noi venim cu propunerea de a subvenționa taxa specială de salubritate aferent anului 2020 în cuantum de 3,26 de lei, deci urmând ca persoana să plătească 4,28 de lei să plătească persoana, iar noi să revenim, să venim cu subvenționarea de 3,26. Cam asta ar fi în mare problema privind inițierea prezentului proiect de hotărâre. Și se referă numai la subvenționarea taxei de salubritate pentru utilizatorii casnici. Da, mulțumesc. Apreciez că suntem atât de atenți la ceea ce explică domnul primar, chiar ei. Adică un pas rămas tot la fel. Avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Da, înscrie la cuvânt. Mă aștept această situație la zi. Cine se mai înscrie la cuvânt? Nu sunt conștient. Domnul Dămoc, aveți cuvânt. Așa cum ați aștept situația la okay. Zi, nivelul de încasări, așa cum ziceam trecut, subvenționarea pe termen lung nu este o soluție. Soluția este colectare selectivă, educarea cetățenilor, responsabilizare, pentru că numai astfel putem să evoluăm. În momentul când tu vede ce se întâmplă și peste tot, când se subvenționează, tu la București căldură și astea că stau oamenii în frig și... Omul care îi dai de obicei... Adică tot din banii lor se plătește, dar plătește numai o parte, numai acei buni plani. Bunul plan îi plătește de două ori. Asta se întâmplă când subvenționezi un serviciu. Și tocmai de asta vreau să vedem care, câți buni plani avem în Comuna Horgești și câte persoane care, orice am aprobat noi posibil, care nu probabil vor plăti niciodată această taxă și nici altă taxă. Lipind de la încărzări, lipind de la... Domnul Vânceanu. Vă rog să vă spun la cuvânt, că era domnul Crescu, după ce termină. Foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc. Ce se întâmplă? Deci nu vreau să mai repet mai înainte. Noi trebuie să ne gândim, mult. Noi, cei care vor veni după noi în Consiliul Local, să încercăm să facem ceva pe control. Chiar în prima fază, cum am avut o discuție cu domnul primar mai înainte, m-a făcut Găincean, acum poate mai fac și alții în turul nostru. Începutul este greu, sunt de acord. Implică
hai să zic așa, două cuvinte care se aseamănă, o implicare mai mare în partea noastră. A noastră, în primul rând. Și a domnilor care ne conduc, în primul rând, înainte. Nu cred că cineva nu se gândește, dacă ar merge cu noi, cu Bogdan și cu mine, până la San Bartolomeu de Anjou, să vadă un exemplu clar. Eu merg pe banii mei, vă spun eu. Merg încă o dată cu cineva care e curios să vadă ce e. Să mergeți cu mine. Nu, eu am spus. Eu sunt curios dacă merg pe banii mei, asta și eu. Cine merge cu mine, merge pe banii lui. Asta e. Merge pe banii pe care l-ați nu, nu, aia e altceva. M-aș ruga pe domnul Bogdan, dacă e în măsură, să mă susțin un pic în ceea ce spuneam. Deci la ei, totul este, totul să, să zic, să reintră în cursul normal. Adică, zic la... Totul se transformă la ei. Deci, până și un bidon de plastic, nu-l ajungi, să-l duci la ei, îți dă banul pe el, dar nu-ți dă bani, nu-ți dă un culat, îți dă o, o știu eu ce, ce chestii pe acolo care, care te face să crezi că merită să-ți faci, să-i zic, datoria asta de cetățean. Fiind foarte clar, noi dacă, dacă nu o să ajungem în situația asta de a, de a, de a, de a-l implica pe om, atenți ce vă spun eu, de a-l implica pe om, să, să, într-adevăr, să-i placă, să, să iei gunoiul ăla, să, să-l separe. Nu vom ajunge la, la niciun rezultat pozitiv. Că vine ăla, că vine ăla, ți-a bani, acum ne cer bani să, prin Consiliul Local. Eu am citit totul. N-are rost să intru pe desubtă. Dar haideți, haideți să, să punem piciorul în cap. Vă arătăm la toate comunii din jur că suntem în stare să fim mai, mai presus decât alții. Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Prețu. Câteva întrebări pentru domnul primar. Da. Pentru desubvenționarea aceasta, de ce, cine beneficiază? Toți cetățenii comuni sau doar o anumită categorie de cetățeni? Nu. Deci, referitor la subvenționarea taxei, se referă, deci cetățeanul va plăti 4,28 de lei, toți cetățenii comunii Hocești, iar în cazul, deci noi aprobăm subvenționarea numai în cazul în care cantitatea de gunoi va fi depășită de cuantumul taxei de salubritate plătită de cetățeni. Până la 7 lei, că așa e practic planul de evoluție. Se spune aici în asociația către domnul director executiv Bogdan Setor că există niște facturi neachitate pe perioada iulie 2018 octombrie 2018 dacă și comuna noastră nu. Este prinsă acolo? Din păcate, din fericire nu. Din fericire. Din fericire nu. Nu suntem chiar la zi, recunosc chestia asta, dar nici în situația lui 2018. La fel în adresele trimise se observă o... vă rog frumos. Se observă o diferență din cei care sunt plătitori de această taxă. Bănuiesc că și la nivelul comunii noastre sunt, adică cetățeni care migrează, au plecat. Ați mai făcut așa că, de fapt, este chiar aici în adresă și o recomandare de efectuarea unui recensământ, da. Adică să nu mai țineți cont de ce s-a întâmplat în recensământul din 2012 da. Și să aveți în vedere, la ora actuală pe teritoriul comunei, ce, câte persoane, câte familii mai sunt pentru a stabili echitabil. Că, normal, când veți acorda subvenția asta, bănuiesc că trebuie să aveți în vedere și exact ce persoane sunt și câte sunt. Deci, ați luat în, și amănântul ăsta, l-ați avut în vedere? Da, sau? Mare, deci fluctuație este la nivel de recensământ, este o fluctuație continuă, deci nu putem să punem anumite repere decât la o anumită perioadă. Corect. Referitor. Perioada contractuală. Logic. Problema este în felul următor, încă o dată revin. Deci taxa de subvenția pe care o oferim, noi o oferim la cantitate. Deci pe total, nu punem subvenționăm pe Ionel sau pe Georgel. Deci în momentul în care suma, revin asupra suma încasată de la utilizatorii casnici nu este
Cu conturile suficiente venim cu subvenționare, aprobăm subvenționarea. Asta înseamnă că taxele se trebuie colectate cum trebuie. Taxele de salubrizare, toate se trebuie colectate la sânge. Sunt oameni care își plătesc corect taxele, cum spune și domnul Foc, alții de vreo... Da, recunoaște în chestia asta, dar asta e ce... să plătească. Și probabil că sunt unii care duc până mai mult decât cei care plătesc corect. Aici trebuie să aveți în vedere, pentru că să subvenționați o persoană care nu-și dorește să ducă să plătească o taxă niciodată, nu e chiar atât de normal că acum, acum întrebarea mea este următoarea. Aveți cazuri când într-o lună ați colectat mai puțin decât ați plătit? De la, mă refer din taxe. Deci, referitor la taxe și impozite, merg foarte bine în perioada de primul trimestru anului, întotdeauna. Noi oferim bonificații și toată lumea vine să-i... Deci e un plus, e un vârf al încasărilor. Ceea ce ne face să avem până undeva în august, cel, cred că din septembrie am început să venim cu prima subvenție, nivelul încasărilor scade. Iar mai vine a doua perioadă la aproape de sfârșitul anului. Deci sunt două perioade, semestrul 1 și 4, în care este cu un... O diferență mare. Știți cum e? Efectiv, doar știți că la taxa asta de salubrizare, da. Tot timpul am fost în polemici, toți consilieri, nu numai eu neapărat. Da. Faptul că nu am luat niște bani, nu i-am dat omului tombelul la poartă. Că am făcut nu știu ce și nu știu cum. De-aia omul este reticent și nu vrea să plătească, să zicem. Da? Haideți să intrăm în legalitate. Cu tot zice domnul Prins să fim și noi legali. Dar nu legalitate ca să putem lucrurile să meargă cum trebuie și la noi în comună. Adică, domnule, are tomberul la poartă, plătești, domnule, taxi. Corect. Da, vă mulțumesc pentru... Da. Cine se mai înscrie la comună? Da. Spuneți, domnule. Deci, abia cum a spus, că pentru unii care îi plătesc, se merită, dar sunt alții care nu merită să plătească. Nu ar trebui să plătească. Nu ar trebui să plătească. Nu are nici cupilă, nu are tomberon. Exemplu eu. Orașelul. Vecinii care suntem acolo și peste canal, care au făcut casa acolo. Suntem o 15 familie. O să ducem cu noi, nu? O să ducem cu noi, noi? La 300 de metri? Dar eu la cât? Am avut tomberon. Domnul Dodulică. Am avut tomberon acolo, în zonă. Avem tomberon în zonă, eu zic. Din cât știu eu. Mă interesat pe mine de dumneata. Dar poți să-l duci și la părinte. Hai să nu intrăm în polemică. Hai să spunem ce avem de spus. Fiecare așa când vorbește cineva. Dar vă rog, spuneți. Tot le referitor la taxa asta. Am spus că... I-a închis gura. De ce? E vorba că am spus că se merită care are... Unde îl duci aproape, da, unii nu merită. De-aia, domnul, e bine să fii din bubelele alea. Dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă îmi dați voi, distribuirea și dotarea cetățenilor cu bubele vor aduce un plus, o explozie, că noi toți ne gândim la o explozie, un plus, o explozie a plătirii taxei de salubritate, o explozie. Primul lucru pe care îl oamenii acum, că nu plătesc la bubele. Căutăm alt motiv. Căutăm alt motiv. Atunci e mai greu pentru societatea care vine să culeagă. Nu, dar nu discutăm. Oprește mașina de 3 ori în Solodor. Ascultați, 3 ori oprește mașina în Solodor. N-ai înțeles. Întrebarea care am pus-o eu a fost destul de directă. Și nu o dupe. Direct. Mata, crezi că tot Sohodorul, apropo de cum ai zis, dacă va plăti taxa de salubritate dacă vor avea pubele? Da. Da, plătești. Bine, eu la 31 martie îți arăt cât s-au plătit din cei care îi dă mandat. La 31 martie? Da. Pe când? Păi, dar nici nu ați dat nici o cupilă. Păi. Nu, că ați dat ceva. Bine, da. Autoritatea îi spas și căută. Nu, băi. Noi am făcut hotărâri, am dispoziție dată cine se ocupă cu chestia asta. E problemă internă a noastră. Așa dus... greu, domnule, dar trebuie să împărțiți zăși cu bine. Dar noi nu împărțim, dragul meu. Nu le împărțim astea.
Să fac un contract, domnul Dădule. Păi contractul puteți să-l completați aici, așa, și mergeți la poarta lui, ia cu biela și contractul, ia te citești, așa, așa, așa. Păi tocmai aici suntem, dacă dați voi, la momentul ăsta suntem la modalitatea, procedura de completare a contractelor, aici. O luăm țărănie, este parcă am prășit 7 hectare și să vedem când încurcă ploile, deci nu putem de prășit. Eu cel puțin, până nu facem partea legală, nu o să fie distribuite pubelele. Până nu o să aibă contract omul cu de comodat și toate astea, nu vor pleca pubelele. Pentru că vom răspundim pentru 74.000 de lei și nu vreau să stau liniștit. Vreau să facem contract legal, frumos, omul să-și asume și să primească pubelele. Dar mai chemat și din partea societății. Când dar de ce se chem societatea? De ce treaba mea cu societatea? Este cu noi care de săptămâni nu-i luat. Avem reprezentanți ai noștri. Din prăștiat, din partea în momentul când vine mașina, sunați, doamna viceprimar care se ocupă cu salubritatea, o sunăm și îi spunem, doamna vice, nu s-o luat cu noi din punctul D. Păi, este cineva, un reprezentant care să răspundă, să scrie... Păi, ce-am vorbit acum? Deci problema de salubritate este în fușa postului a doamnei viceprimar. Vă răspuns la întrebare. Vreți să mai întrebați altceva? Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, propunem spre aprobare proiectul numărul 5. Cine este pentru? Domnul președinte, dacă îmi pierde aici întrebare către domnul... Da, păi văd că nu mai apare domnul, de asta zic. Nu, domnul primar, am ca să-i pun o întrebare. Da, domnul. Tot referitor la... Da, ca să rămânem la punctul ăsta, totuși. Bine, să rămânem. Eu spun mai spinos pentru noi, consilierii, care mereu suntem ghiontiți... Întrebarea a pus-o foarte bine. Previn. Îmi dați voie să răspund? Deci suntem la momentul în care scriem contractele de comodat. Deci au fost repartizate persoane care se ocupă cu serviciul respectiv. Domnule, dar suntem cu calculatoare, cu putem face 1000 de contracte pe zi. Ce atât e greu? Să faci un contract de comodat. Nu înțeleg, eu chiar nu înțeleg. Nu vreți? Vreți să mai treacă un pic din timp să vă intrați în mână cu alegerile viitoare? Sau ce vreți? Păi să știm și noi. Consilierii care suntem aici. Nu știu, nu ne gândim la alegeri. Băi, nu știu dacă ne gândim la alegeri. Noi ne gândim la binele acestor oameni. Binele acestor oameni stă în Ubiera, care se trebuie să eu la fel mă gândesc la binele cetățenilor, dar încă o dată revin și subliniez. Ca să încheiem, așa, nu vor pleca, sau nu va pleca nicio pubelă, până nu vom avea contracte semnate. Deci fără contract nu pleacă nimeni. Nimic. Domnul meu a venit la mine și nu s-a semnat contractul. Dar stai, domnule, s-o scrii întâi și ai venit să scrii. Uite, îți dau 100 de contracte. Mai este un pic să schimba. Deci mai durează un an. S-o duc să anul de acum. Ce mai? Dar ce termen? V-am spus un de clar. Contractul este făcut 3, 1 martie. Eu vreau să-mi spun clar, domnul primar, doar începând de luni sau marți, când vine 2 ianuarie, plecăm cu pubelele și le împărțim la oameni. Asta ar vrea să aulă dumneavoastră. Pe 2 ianuarie nu putem. Nu puteți, că e zăpada mare. Nu, că e zi de lucrătoare. Lăsați-ne, că deja lumea asta ne ia pe noi la șupturi, domnul președinte. Dar dați pe cei care nu pe dumneavoastră, dați pe noi. Știu, toată lumea știe că a venit mare tir de pubele. Corect. Toată lumea știe că mai sunt din urmă 500 sau câte mai sunt. Corect. Dar n-am ascultat-o, domnul, nu sunt lucrurile ascunse. Nu se pleacă de la primărie cu ele, nu știu, frică. Nu știu ce n-ați înțeles. Înseamnă, domnul, sunteți jurist, da? Puteți da un bun al dumneavoastră fără recomandat? Domnul, îți iau locul 3 săptămâni și ești terminat. Hai, așa este locul. Asta vrei? Așa este 6 luni, domnul meu. Așa este 6 luni, domnul meu. Încercați să vă faceți treaba, că luați bani cu șapca, vă spun. Domnul meu, încă o dată revin. Așteaptă 6 luni și păi, dacă vrei, vine aici, dragul meu. Nu-mi trebuie. Și atunci, dacă nu-ți trebuie, de ce dai cu viața? Am să găsesc un om care, într-adevăr, foarte frumos, foarte frumos. Am să găsesc, îmi promit. Domnul Crețu, mai vreți să-i mai vreau? Domnul Crețu. Legătură cu domnul Crețu. Păi e așa greu, domnul primar, să împărțim... Domnul meu, domnul secretar, eu am dat dispoziții personalului care se ocupă. Nu, n-ați mă apuc eu să scriu pubelele. Casa 5 milioane la o persoană. N-ați înțeles ce zic eu.
Deci, dat dispoziții, persoana respectivă are termenul să ducă la îndeplinire. Domnule, 29 februarie, domnule. Da, să le distribui. Deci, ați înțeles, n-ați înțeles. Deci, încă o dată, îi dată dispoziții. Așteptăm 5 luni de zile să ne mai distribuim. N-ați înțeles. Domnul primar, trebuie să te explicați și următorul aspect. Dumneavoastră ați încheiat un contract de stabilizare cu toți ridicarii din perioadele mari. Da. Trebuie să mergeți cu contractul ăsta pe 3 luni până la ținerea. Exact. Deci automat pubela va veni la poartă, dar până va veni la efect. Chiar dacă vom avea pe 2 ianuarie, cum zice domnul Petru, pubelă... Poate fi și anulat. Nu. Depinde dacă au clauzii. Păi tocmai. Aici deci, e problema. Atenție ce spun eu. Dar nu se spune. Deci eu în momentul când am luat decizia de a face 3 luni, am zis că am luat un termen destul de corect. Zic eu, din punctul meu de vedere. Se pare că o lună deja s-a dus deja o lună de zile și nu s-a făcut nici s-a mișcat. Mai sunt 2 luni. Deci am dat cu termen, au dedus în îndeplinire termenul să ducă... Acum ce să le spun? Domnul primar, eu știu că sunt incomod, nu prea... Dar n-am spus domnul Cretu, departe de mine gândul ăsta. Departe de gândul ăsta. Cu zăhărelul, dar nu se poate. Oamenii ăștia au și dreptate lor. Dar au dreptate, domnul. Trebuie să împărțim cu vere. Dar nu-l împărțim mai... Asta e primul pas. Ai, nu dăm daruri, domnul meu. Dăm daruri, dar ne ducem până în mare. Dăm daruri, dar banii li luăm. Dar cum dăm daruri? Domnul Vrânceanu, țin să... Auzi, domnul Vrânceanu. Păi da, nu dăm daruri. Da? Dar n-ai luat banii. Îmi dați voi, vreau țin să vă aduc la cunoștință că astăzi, chiar dumneavoastră, în calitate de consilier local, ați aprobat niște taxe pe care executivul trebuie să le ducă la îndeplinire. A spus dumneavoastră în votarea dumneavoastră în luarea de cuvânt, domnule, hai să nu luăm taxa de salubritate? Dacă nu votăm, iar e rău, nu. Păi da, dar eu sunt executiv care trebuie să duc la îndeplinire o hotărâre de consiliu local. Domnule primar, orice taxe implică și un serviciu din partea dumneavoastră. Unde e serviciul ăla? Dar de acord. Unde e serviciul ăla? Când vine, îmi pune gunoaie de acolo în față la mine și noroc e un pic mai frig și nu se simte mirosul, vin toți să nu le spun pe nume și le răstoarnă și fac acolo tot felul de porcări. Unde pubera la fiecare om în parte, să văd și eu cine este corect și cine nu e corect. Haideți ca să concluzionăm, domnul Crețu. Ce... Da, spuneți. Păi dumneavoastră se spune categoric, ce în concluzie? Da, vreau să se ducă o dată totdeauna puberi la poarta oamenilor. Ați luat, domnul primar. Da, domnule, dar am înțeles, am zis. 27 martie. 29 februarie, domnul, am zis. Ultima zi, 29 februarie. Vedeți că este din 29, domnule, aveți grijă. Mai aveți o zi. Ea bisip. 29, domnule, păi de ce am zis? Dacă nu era bisip, chiar avem 1 martie. Da. Propunem spre vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Abțineri. Domnul abțineri. Domnul Dămoc, domnul Crescu, da? Ai pus orice fel de justificare. Deși l-am fi așteptat pe domnul... Nu. No. ...deau răspuns pe domnul Dămoc la cerința dumneavoastră. Ce vedea, veni pe domnul. Bine, asta e o problemă, frate, eu nu știu, este o enigmă aici, nu înțeleg. Da, aici beneficiază societatea aia ca să nu s-o... Păi, soma, eu nu știu, oamenii au contract, sau... Îi face trei opriri, dar cine, și orice contract se poate răba, orice punct. Sau mai degrabă, doamna contabil, coeficientul ăsta. Eu știu de la un studiat. Ce este vorba. Da. Până bine, puteți să trecem, da? Trecem la punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind stabilirea coeficientului de ierarhizare și a salariului de bază brut aferent funcției contractuale de execuție șef SVSU în cadrul OAT Hoțești. Domnul primar, aveți cuvântul? Da. Luna trecută am aprobat proiectul privind înființarea serviciului șef SVUS. Noi venim acum cu propunerea și stabilirea coeficientului de ierarhizare fiind un post nou în cadrul OAT Hoțești, coeficientul stabilit, adică pe care venim noi ca o propunere, este de 1,67 pe fundație contractuală de execuție șef SVUS. Asta e încasat. Nu știu că trebuia, nu știu cum. Da, domnul primar, bine, efectul la punctul ăsta discutăm. Da. După puteți... Păi gata, am spus, păi da, asta e propunerea noastră de... acordarea, stabilirea
coeficientul de orașnicare la 1,60 și la. Pentru funcția contractuală, deci de funcție știu să vedem. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Până să trecem la scrierea la cuvânt, domnul, puteți să dați un răspuns domnului S-au încasat anul ăsta 152.334. Din 200.000. 200.000 ar trebui de la cetățenii. Da. S-a subvenționat? Nu s-a subvenționat deocamdată, noi nu suntem la zi cu plățile. Iar factori, totalul, factori, trebuie să spună... Doamne, 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 Vrem să aflăm cum se stabilește coeficientul ăsta, cum se alege, de unde se alege. E la liberă alegere sau e stabilit de diplome, de studii, de... Da, aici eu m-am informat, că să mă răspund eu. M-am uitat pe lege, unde este pus aici punctul ăsta. Într-adevăr, există anexa numărul 1 în lege, care spune că legea 284/2010, la capitolul 2, acolo, punctul 6b, domnul postul ăsta de șef SBSU este încadrat în studii medii, la fel ca și agentul agricol, este contractual, nu este... Da, contractual. Ca funcționar public, iar coeficientul de la care se pornește de acolo, bine că avem și medii gimnaziale, e un coeficient cel mai mic 1,2, cel mai ridicat este 1,6 cu studii medii. Din grila salarizării. Și am observat. Sunt la 1,9 la studii medii. Și 153, legea 153-2007. Le-am luat la rând acolo și coeficienții oricum au rămas aceiași. Coeficienții au rămas aceiași, nu s-au schimbat. Referitor la SBS, vreau să întreb dacă a început procedura de selectare a voluntarilor. Da. Să procedează. Da, persoana care are deocamdată atribut la ora actuală atribuții, demarat procedura de... Formarea serviciului voluntar de situații de urgență. Da, m-am uitat acum. Promovează tu. Că în cetățeană acum e vorbești, care vrea să devină voluntar. Cum promovează? Bine, ce-a legătura cu conducerea primăriei și... Până acum nu a venit nimeni aici. Ne-am dus noi spre ei. N-au venit nimeni de bunăvoie spre noi. Păi, pentru că nimeni nu promovează acest lucru. Chiar sunt curios pe ce criterii se face această selecție. Poate poate să vină chiar acest responsabil să ne dea câteva explicații, să vedem pe ce criterii se selectează. Da, hai să vedem, dacă nu-și pare că te-o ai dus la niște... Și o ultimă remarcă. Nu pot, azi că nu mai, dar... Dar cred că am semnulat faptul că în momentul când se aprobă proiecte de hotărâre care vizează oarecum de doamna viceprimar nu participă astăzi, deși era în primărie, am văzut că n-am mai intrat deloc. Adică e foarte recit, s-a scuzat de la mine, mi-a explicat situația domnului ei. Mereu, mulțumesc de calificare. Eu spun și eu o întrebare, chiar dacă nu... Doamneți, două postări, am înțeles... Păi da, am înțeles că mai este un post de salubritate. Da. Care l-a angajat, tot să dă concurs. Da, bine, da, așa. Doamneți, omul despre care tot vorbiți pe amândouă le ocupă, că și când am avut problema cu salubritatea, tot despre el s-a discutat. S-a înscris și la acel concurs. Eu n-am înțeles. Ori. Ești și electrician. Păi trebuie să întrebăm. Toate posturile sunt numai ale lui. Așa se pare. Doamne, nu, întrebarea cred că era altfel, trebuia pusă. Nu are omul dreptul să se înscrie la un concurs?
Indiferent cum se numește, depinde părerea mea. Depinde cum aici vreau eu să vă spun. Depinde cum se numește, dar asta nu mă mai miră. Mă miră faptul că și atunci se discuta tot de prezența viceprimarului în ședință și acum aceea credeți. Oameni, suntem la sfârșit de an. Hai măcar acum să mai uităm din lucrurile astea. Eu avem o leac, mai avem 6 luni la dispoziție, mai aveți, mai bine zis. Și atunci toate energiile. Da, la ideea atunci când doamna a venit cu un proiect și nu a venit să-l susțină, atunci... Nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu, dar... Nu e obligatoriu să vină. Primarul face toate proiectele de hotărâre, asta este o altă chestie a legii, a codului administrativ. Face proiectele de hotărâre, nu e obligat să vină să le susțină el pe toate. Dar nu țin. Nu am mult de lucrurile astea, dar... Dar nu țin cu cine e proiectul de hotărâre. Părerea mea. Trecem la vot, pentru că e foarte simplu, nu se cadrează. Cine este pentru proiectul numărul 6? Împotrivă. Urmează punctul numărul 7, întrebări și interpelări. O să vă rog să vă înscrieți. Suplimentarea, da? Da, măcar, aveți dreptate, da. Da, nu, asta e ceva. Asta e ceva. Asta e ceva. Uite, 212.000. Da, e vorba, încă o dată, e simplu, vă spun direct, în ultima ședință de guvern a fost aprobat atunci noaptea. Așa? Hai să privim și lucrurile serios. În ultima ședință de guvern a fost alocată comunității. Suma de 212.000 sunt bineveniți, chiar dacă la ora care facem această ședință noi mai putem folosi, vor veni la în fondul de rulment și vom folosi anul viitor la obiectivele de investiții de pe raza Comunii Horeș. Avem câteva ședințe, mai de seară. Mai de seară. Mulțumesc! Înscrie la cuvânt? Da, domnul Cresc. Înțeleg că banii nu sunt pe destinație exactă pentru un anumit obiect de investiții? Ba da, au venit la... Nu ne-ați fost să... Nu. Poftiți. Ca să putem să vă... Ideea este, deci, venit la... la un capitol și noi am gândit, având în vedere că... Bunuri și servicii, pentru că nu s-avea... Bun, am înțeles bunuri și servicii, dar concret. Concretul vă duce în fondul de rulment, domnul Crețu. Iar la excedent. Păi, dar mâine unde mă duc cu ei? Ce-ți fac cu ei mâine? Dar are de curătorii? Ba da, să-i folosim la curători? Da, papă. Domnul Crețu, vă rog frumos, are cuvântul domnul Dămu. După care, de fapt, noi de fapt știam că se așteaptă bani pentru plata lucrurilor de la școala... O, dar dați un piculeț. Aia, n-ați înțeles, haideți să o luăm asta încetișor. Deci plata pentru grupurile sanitare la nivelul Comunii Horgești, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, dacă nu vă reamintesc eu, au fost 421.000 de lei pe care i-am primit undeva în iulie, cred. Am intrat deja, făceau patica și credite în cadrul păcărilor local, în cadrul UAT-ului. Le-am folosit, cred, în proporție de 80%. Au venit banii, dacă asta e întrebarea, au venit banii. Deci pentru situațiile pe care de lucrări pe care le-am prezentat la Ministerul Educației, pentru grupul sanitar, atât pentru cât și prima tranșă de la școala Sovodor pentru programul PNDL, au venit banii. Au ajuns deja, sunt ajuns la beneficiari deja. La executanți. Constructorul ăsta de la școala Sovodor se pune osul la treabă că nu prea se mișcă. O să miște la în perioada asta, o stat toată toamna seara cu era cald și bine și... Da. O să-l vedem în primăvară cât chem pe muncare. Oricum, în primăvară să demonstreze că termină într-o lună. Tot. Să termine... Frumat, măcar la sfârșitul anului școlar. În funcție de situația lucrării așa și banii, deci nu... Exact. Supunem la vot suplimentarea proiectului, cine este pentru... Suplimentarea a fost, nu? Proiectul.
Da, da. Banii care au banii care au fost. Puțin, dar bun. Bun. Împotriva obținerei avem? Avem 20. Aveți o situație cât o primit atât cu numele mei? Dacă... Nu, n-are de ce... Tu de la punctul 7, întrebări și interpelări. Bacă... O să vă rog frumos să ne scriem la am primit 3 cuvânt din partea. Când ne-am înscris, spunem tot ce avem pe de spus. Domnul primar, spune să-și ia notițele și ne răspunde repede. Sau corect, cum trebuie. Nu ne mai amintim pe oră să mai zicem ceva, că nu are rost să ne întindem. Da. Înscrie la cuvânt. La șampanie este, ca să știm. Mai înscrie la cuvânt, la punctul numărul 7. În funcție de șampanie ne înscriem la cuvânt? Sau? Da. Ca să știi ce... Să scriu mai scurt, adică. Mai înscrie la cuvânt la punctul numărul 7. La întrebări și interpelări. Nimic. O luăm în rând. De nu s-a scris nimic. Da? Declarați. Thank you.